Da! Pall Mall, frate, am fost la magazin. Bă, frate, ce rău e așa când te duci. Ceri un pachet de țigări, vreau Pall Mall albastru. Nici nu știa, bă, e tare rău și așa când nu-i fumător omul ăla, nu știe ce să-ți dea, nu știe, mi l-a arătat pe ăsta. Eu am văzut Pall Mall albastru, ăsta îi spune Pall Mall extracat blue, o fi blue, nu o fi blue, fii atent aici. Nu știu dacă ăsta e cu adevărat ce trebuie, Pall Mall albastru. Că eu nu sunt motor de Pall Mall deloc. Dar am zis că hai că fac. Asta i-a spune Pall Mall. Stai un pic. Că am căutat pe internet după aia. M-am uitat pe interneturi. Pall Mall Blue țigări extracat. Cred că ăsta e, da. Blue. 26,5, da? 26,50 de lei. Bun. British, băi, bun, asta se știe. British America, în care fac mai multe feluri de țigări, mai multe treburi. Eu n-am mai... Eu Pall Mall n-am mai băgat de foarte mult timp. Mult, mult, ia. Haide. Unde auzi? Bun. Chiar sunt curios. Băi, știi care e țigara? Mai este o țigară care... Deci, sunt două variante. În viața asta când fumezi țigări care nu-ți place, atunci e nasol, și mai este una și mai urâtă. Când fumezi țigări în soare, cum fumez eu acum. Dar e prima țigară pe azi, așa că nu mă deranjează. Dacă fumez, deci dacă fumez 4-5 țigări în soare, asta să mor dacă nu mă distruge. Deci ești distrus, ridicat tot așa. Ai văzut când e rece afară și când e mai răcoare, văzut ce merge țigara. La munce! Hai! Ia să vă și-o cum e. Se vede? Bun. A, dar e cu filtrul din asta înfundat, fără bortă. Pac, pac, pac. Este? Este? Aia e. Băi, țigara e lungă din asta, extracat, cred, nu știu dacă este scurt. E longană. E bun? Cred că se vede, da? Filtrul din asta ca normal, nu m-am mai văzut. Tare, al dracu. Nu i ți-am zis, am mai rămas în cap treaba aia cu strujeanul ăla de la Winchester. Mamă, țigară din aia, mai trănească, foarte sănătoasă. Ia să fac așa, să vadă băieții, să se vadă că... Cum dă aici. Cam asta e, frate, cam așa arată țigările. E bun. A, așa. Nu știu ce nu prinde. A? Nu prinde. Ce nu prinde? Focus. Înseamnă că ai stat acolo, ai stat acolo. Asta, nu mai contează. Ia stai cu asta, acum spun. Stai. Bă. Nu-s genul meu. Nu-s genul meu. Atunci eu să-mi dau seama așa de... Are savoarea aia, savoarea, ai văzut ce cuvinte de țigarist am? Are damf, are chestia aia de țigară aia, fix stilul de țigară care mie nu-mi place. Acum mi-am dat seama, de aia nu-mi place mie, dar Pall Mall-ul. Nu mă prinde Pall Mall-ul. Fumam înainte, bă, ai seama că eu, acum vreo 15 ani, fumam Pall Mall roșu. Tu-ți dai seama, bă, că în loc să o iau așa frumos, m-am dus direct forță sus. Bă, nu mă prinde stilul ăsta, nu înseamnă că nu-s fumabil, aș putea să mai fumez de astea. Ca să-ți comparez, cum s-ar spune. Ca să fac așa o comparație, țigări care nu sunt fumabile pentru mine, sunt unele din foi, care, bă, nu pot să fumez. Mai este, să spunem, oarecum Winchester-ul, din ce am văzut. Așa că alea cele mai, pentru mine, cele mai nefumabile, da? Dar e ok, se poate fuma, aș putea să fumez o dată, dacă e, o dată să mă prindă o oră târzie și să nu am de unde să iau și să nu mai fumez de ceva timp, aș putea. Ia.
Dar am tras din ea să mor dacă nu. Nu se fumează repede, asta e un avantaj, să spunem, ca idee. Pentru băieții care stau la cafele, cu la grămadă, când fumez, când în neștire. Nu mă lași durerea de cap așa. Nu le de cap mai la norocirea asta. La soare, la norocirea, la soare, de la... Stau în soare aici. O să fac cumva să fiu mai în umbră încolo. Știi cum e? Nu-i nefumabilă. Dar nu-i pentru mine nici, dacă aș fi să aleg, am opțiuni mai bune, știi? Cum a venit Kent 6. Deci Kent 6 e ca și ideea așa, e 10 și ăsta ar fi așa pe la vreo 6 jumate, 7, știi? Bă, da, am fumat ca apucatul, ca n-am mai fumat niciodată. Bă, sunt ok în mare parte, știi, sunt ok, dar nu sunt pentru mine. E sfinuțe așa, sunt ok, sfinuțe, se pot fuma așa, da? Nu mă... Aici e la mine, simt aici, la gâtlej, la birigată. Sunt ok. Sunt ok, numai că nu stilul meu. Asta nu stilul meu. Ne auzim!